Au fost mulți aceia care s-au ridicat de-a lungul secolelor și cu finanțare și fără finanțare, de la buget sau cu sprijin politic, au venit și au spus, mormântul acela a rămas gol pentru că pe când urmeau străjile au venit ucenicii Mântuitorului și au furat, ucenicii Domnului, și au furat trupul de acolo. Dar au fost și mulți alții care s-au ridicat în sprijinul adevărului și au spus, mormântul a rămas gol pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie Domnul. Eu cred că în dimineața aceasta mă adresez unei audiențe care este convinsă ca și mine că Iisus este viu. Hristos a înviat. Cum ar suna să spunem, bucurați-vă că ucenicii au furat trupul? Nu sună nici cum. Dar cât de frumos sună să spunem, bucurați-vă, Hristos este viu. Amin. Nu-i așa că sună mai frumos? Aș vrea să vă spun că Matei ne așează în față trei mărturii care toate trei întăresc același lucru. Realitatea învierii Domnului Iisus. Ne este de folos să primim aceste trei mărturii, să le credem și să ne bucurăm de ele. Pentru că dați-mi voie să vă spun încă de la început, realitatea învierii Domnului Iisus nu este o istorioară sau un mit, nu este o invenție, nu este o născocire, nu este un lucru asupra căruia să-ți permiți să trăiești cu îndoieli, cu semne de întrebare. Fie crezi realitatea aceasta, fie nu crezi. Dar aș vrea să-ți spun, indiferent cine ești în dimineața aceasta în casa de rugăciune, că aceia care cred, aceia capătă viața veșnică. Iar aceia care rămân toată viața lor în îndoială, neștiind ce concluzie să tragă, cu ei se împlinește un alt cuvânt despre care n-aș vrea să vorbesc, doar spun unde este scris. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 12, și vă îndemn să citiți acasă, să vedeți ce le este rânduit acelora care nu primesc adevărul. În dimineața zilei aceleia, două femei se îndreptau către mormântul din grădină. Și femeile acestea aveau de gând să împlinească față de Domnul Iisus ceea ce socoteau că a mai rămas de împlinit și n-a putut fi împlinit vinerea seara când trupul a fost așezat în mormânt din cauză că timpul era prea scurt. Cumpăraseră miresme și acum veneau în zorii zilei ca să împlinească față de Domnul Iisus ceea ce a mai rămas, așadar să-i ungă trupul cu mir. Se pare că femeile acestea nu au știut de faptul că, între timp, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus la Pilat și au spus, am auzit spunându-se că acest înșelător, așa numeam ei pe Iisus, ar fi spus în anumite împrejurări că a treia zi va învia. Dar ca să nu vină ucenicii lui noaptea și să-i fure trupul și pe urmă să spună că iată, într-adevăr a înviat, i-au cerut legătorului Pilat să le dea o strajă să păzească bine mormântul până a treia zi. Se pare că oamenii aceștia se temeau mai mult de înviere decât au crezut ucenicii învierea când le-a spus Domnul Iisus. S-au dus și au pus la mormânt o pecete și au așezat o strajă până în a treia zi. Dacă femeile acestea două, cele două Marii, ar fi știut că mormântul este pecetuit și păzit, probabil că dimineața aceea ele nu s-ar fi dus la mormânt, pentru că n-ar fi îndrăznit două femei să înfrunte străjile, să rupă o pecete, să încerce să prăvălească o piatră și apoi să facă ceea ce și-au propus. Dar ele n-au știut nici de pecete și nici de strajă de la mormânt. Și s-au dus. Mi se spune că atunci când ele au fost foarte aproape de locul acela, un mare cutremur de pământ a avut loc și stă scris că un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea.
Aș vrea să înțelegem bine. Cutremurul de pământ n-a fost provocat de piatra aceea care a fost prăvălită de opar. Pentru că vinerea seara, când Iosif din Arimateea a așezat piatra la ușa mormântului, n-a fost un cutremur de pământ. Aceeași piatră s-a mișcat, dar n-a fost un cutremur de pământ vinerea seara când piatra a fost pusă. Însă a fost un cutremur de pământ atunci când Dumnezeu a trimis un înger din cer care să vină să prăvălească piatra. Cutremurul a fost determinat de prezența Dumnezeirii în locul acela. Pentru că lucrarea aceasta nu era o lucrare de obârșie omenească, ci era una de obârșie dumnezeiască. Dumnezeu a trimis acolo un înger. Și acum vă rog să remarcați succesiunea evenimentelor. A fost un cutremur de pământ. Îngerul s-a pogorât din cer, a venit, a prăvălit piatra și a așezut pe ea. Din toată această succesiune de evenimente, nu găsim scris că Domnul Iisus a ieșit din mormânt. De ce? Pentru că El ieșise deja din mormânt în zorii acelei zile, înainte ca piatra să fie prăvălită. Am mai spus-o și în alte împrejurări și o repet în dimineața aceasta. Îngerul a fost trimis cu misiunea de a prăvăli piatra, pentru ca femeile acelea care vor veni să vadă că mormântul este gol. Că soldații aceia au păzit un mormânt gol. În mormânt nu se mai găsea trupul Domnului Iisus. Subliniez încă o dată, să fiu bineînțeles. Nu era nevoie ca piatra să fie dată la o parte pentru ca Iisus să poată ieși de acolo, deși am rămas surprins să văd că în versurile unor cântări pe care noi le cântăm, cam așa se și spune. Piatra n-a fost dată la o parte ca să iasă Iisus. Iisus ar fi putut ieși și a ieșit de acolo chiar dacă erau 5 pietre ca acelea pe ușa mormântului. Pentru că El are toată puterea în cer și pe pământ, mărit să fie Domnul. Amin. În Cartea Faptelor Apostolilor, în capitolul 5, de la versetul 17 până la 23, veți găsi o relatare interesantă și mie mi-a dat de gândit. În vremea aceea, trecuseră de fapt câțiva ani, probabil de la învierea Domnului Iisus și ucenicii Domnului, creștinii, propovădeau învierea și făceau lucrul acesta cu mai mult zel decât avem noi în vremea de astăzi. Marele preot și cu cei și împreună cu el partida saducheilor au fost deranjați de lucrarea acestora, pentru că lucrarea lor deja punea în mișcare poporul. Au pus mâna pe ucenicii Domnului Iisus și i-au aruncat în temnița de obște, stă scris acolo. I-au păzit bine și au hotărât să organizeze o judecată serioasă. Și-au invitat soborul, au invitat bătrânimea poporului copiilor lui Israel și-au avut de gând să-i aducă în fața acestui complet de judecată să încheie odată pentru totdeauna cu ei. Însă noaptea de dinaintea judecății, un înger al Domnului a deschis ușa temniței, i-a scos pe ucenicii Domnului afară de acolo și le-a spus, mergeți în templu și propovăduiți norodului cuvintele vieții acesteia. Și ei s-au dus așteptând să vină dimineața când se poată să meargă la templu. A doua zi de dimineață, când completul de judecate organizat din timp s-a adunat, au fost trimiși niște aprozi la temniță să-i scoată de acolo pe ucenici, pe apostoli. Și vă rog să remarcați un lucru foarte interesant. Aprozii aceia s-au dus, au găsit ușa temniței închisă cu grijă, au găsit străjile stând în picioare, nu tolănite și într-o stare de somnolență, ci în picioare, păzind cu grijă, dar când au deschis temnița era goală. De ce? Pentru că Dumnezeu și-a scos copiii de acolo, credincioșii, slăviți să fie Domnul. Amin. Dacă străjile acelea păzeau o temniță goală, dați-mi voie să subliniez și străjile astea din grădină păzeau tot un mormânt gol. Și erau foarte serioși, probabil. Dar a venit un înger și, fără să-i pese de străjile acelea romane, fără să-i pese de pecetea pusă pe mormânt, fără să-i pese de greutatea pietrei, îmi imaginez că doar a suflat spre ea și a prăvălit-o deoparte, s-a așezat pe ea.
Și atunci când au ajuns femeile foarte aproape de mormânt, îngerii aceștia, îngerul acesta le-a vorbit femeilor. Aș vrea să vă spun ceva cu privire la îngeri. Am citit despre multe împrejurări în care ei s-au arătat oamenilor. Îngerii lui Dumnezeu sunt o prezență permanentă în lumea în care noi trăim. Prezența lor însă trece de cele mai multe ori neobservată de noi. Simțurile cu care noi suntem înzestrați nu sunt capabile să perceapă aceste realități, aceste prezențe îngerești printre noi. Și sunt convins că în dimineața aceasta îngerii lui Dumnezeu sunt prezenți aici și că s-au luat notă de tot ce s-a făcut în locul acesta. Și cred că toți aceia care l-au lăudat pe Domnul în dimineața aceasta sunt prinși în această însemnare pe care un înger a scris-o. Dar știți, am observat, măcar că îngerii sunt duhuri slujitoare puse să îndeplinească o misiune în folosul celor chemați să moștenească viața veșnică, ei nu vorbesc cu oamenilor decât atunci când Dumnezeu le poruncește să vorbească. Și ei nu spun oamenilor altceva decât a ceea ce Dumnezeu le spune să vorbească. Spre deosebire de noi, îngerii lucrează mult și vorbesc puțin. Noi vorbim mult și facem puțin. Așa e? Așa e. Și îngerul ăsta le-a vorbit femeilor din partea lui Dumnezeu. Străjilor care erau acolo nu le-a vorbit. Nici nu le-a băgat în seamă pe străjile acelea. Dar femeilor le-a vorbit. Primul lucru pe care l-a spus îngerul femeilor acestora, le-a spus: nu vă temeți. Pentru că dacă străjile tremurau și au rămas ca niște morți, eu cred că și femeile au fost marcate de frică. Au venit pe drumul acela în dimineața aceea frământate de gândul: oare cine le va prăvăli piatra? Iar acum când au văzut că piatra era prăvălită, când au văzut tot ce era acolo, inimile lor erau cuprinse de teamă. Și îngerul le-a spus: nu vă temeți. Căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Primul lucru pe care îl remarc în cuvântul acesta spus de înger femeilor este acela că el știe motivul pentru care ele au venit acolo. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, oricât ar părea de surprinzător, îngerul lui Dumnezeu, care s-a prezentat și în dimineața aceasta aici, știe motivul pentru care noi am venit aici. Știe îngerul lui Dumnezeu dacă dimineața aceasta te găsești într-un locaj de închinare pentru că ai venit mânat de convingerea că a fi bun creștin înseamnă și la Paști și la Crăciun să fii într-un loc de închinare. Dacă ai venit numai pentru atâta, să știi că îngerul acela știe lucrul ăsta. Poate ai venit în dimineața aceasta în casa de rugăciune pentru că n-ai avut o altă opțiune. Părinții tot te-au bătut la cap, te-au spus: vino, vino, și n-ai avut încotro și ai venit. Și dacă ai venit în locul acesta, chiar cu o înfățișare valioasă, Îngerul lui Dumnezeu știe și motivul acela. Știe motivul pentru care eu predic, știe motivul pentru care dumneata când s-au reciți, știe totul despre fiecare dintre noi. Dar Îngerul acesta le-a spus: nu este aici Iisus care a fost răstignit, a înviat, după cum zisese. Și apoi trecem la a doua mărturie, pentru că îngerul acela a venit, le-a spus: veniți și vedeți mormântul care este gol. Dați-mi voie să vă spun că deși mormântul n-a rostit niciun cuvânt, mărturia lui a fost una foarte puternică. David în Psalmul 19 spune că cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi vestește și ea despre Dumnezeu și o noapte spune alteia despre lucrul acesta. Și zice David: și toate acestea, fără vorbe, fără cuvinte, a căror sunet să fie auzit, totuși, răsunetul lor ajunge până la marginile lumii. Și am citit de multe ori prin presă articole scrise de ziariști spunând că o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Dați-mi voie să vă spun că mormântul gol vorbea limpede despre faptul că acela care a fost pus acolo nu mai era acolo. El este viu, slăvit să fie Domnul. O a treia mărturie și poate cea mai puternică dintre toate a fost mărturia Domnului Iisus însuși.
Pentru că femeilor acestora Îngerul le-a spus, merge și spuneți ucenicilor lui că Domnul a înviat, că li se va arăta. Și femeile acestea s-au întors cu gând să ducă vestea a ceea ce au găsit acolo. Dar încă sufletul lor oscila între teamă și bucurie. Pentru că sunt momente în viețile noastre când primim câte o veste așa de bună, încât ne spunem de multe ori, e prea frumos ca să fie și adevărat, parcă ne și temem să primim lucrul acela, să ne bucurăm din plin de el. Ei bine, cred că într-o asemenea stare erau și cele două femei atunci când au plecat de la mormânt. Și se gândeau, oare cum să le spună ucenicilor Domnului ceea ce au găsit ele acolo? Însă găsim scris că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis, bucurați-vă. Ele s-au apropiat să-i cuprindă picioarele și i s-au închinat. Vă rog să remarcați, dragii mei, îndemnul acesta care apare așa de presant. Femeilor acestora li s-a spus că trebuie să se bucure. Și le-a spus Domnul Iisus, bucurați-vă. Credința creștină este o credință marcată de bucurie. Ori dacă nu are bucurie, să știți că este o contrafacere. Acolo unde este bucurie, unde este credință reală, acolo trebuie să fie prezentă și bucuria. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, există acolo o pericopă întreagă intitulată Întristarea prefăcută în bucurie. În capitolul 16, începe de la versetul 16 și continuă apoi câteva versete mai departe. De 5 ori este menționată acolo bucuria. Și Domnul Iisus le spunea ucenicilor săi că peste puțină vreme ei se vor întrista. Peste apoi, iarăși puțină vreme, ei se vor bucura. Și ucenicii erau frământați acum în gândurile lor. Oare ce să însemne aceste cuvinte? Și Domnul Iisus, care știa gândurile lor, vine și le spune mai detaliat ca să înțeleagă bine. Întristarea lor va fi legată de faptul că peste câteva zile cu el se vor petrece niște evenimente dureroase. Lumea se va bucura atunci și ei vor plânge. Dar peste alte o scurtă vreme, lucrurile se vor schimba și se vor schimba odată și pentru totdeauna. Întristarea ucenicilor se va preface în bucurie și bucuria lumii se va dovedi deșartă. Și Domnul Iisus folosește acolo o imagine despre care noi am vorbit foarte rar. Eu nu-mi amintesc dacă am predicat vreodată. Despre femeia aceea care suferă în chinurile nașterii, dar odată ce trece momentul acela uimitor al nașterii, întristarea ei, suferința ei, durerea ei, este înlocuită cu bucurie. Vede rodul suferințelor ei, copilașul nou născut, băiețelul, fetița aceea, și dintr-o dată, ceea ce vede, are puterea să schimbe starea ei și să o facă să uite toate suferințele îndurate până în momentul acela. Și Domnul Iisus se folosește de această imagine pe care oamenii de atunci o cunoșteau și cred că mulți o cunoaștem și în ziua de astăzi, ca să le spună ucenicilor că întristarea lor se va transforma în bucurie, iar bucuria lor va fi de plină. Dați-mi voie să închei, dragii mei, amintindu-vă încă o dată sărbătoarea de astăzi, este o sărbătoare a bucuriei. Este o sărbătoare a nădejdii. Pentru că, dați-mi voie să mai dau gândă un aspect aici. Ucenicii Domnului Iisus au avut două dificultăți în vremea aceea. Prima a fost să creadă învierea și a doua să o înțeleagă. De prima problemă s-a ocupat Domnul Iisus, arătându-li se deseori timp de vreo 40 de zile, încercând să-i convingă și i-a convins, s-a prezentat în mijlocul lor, a mâncat împreună cu ei, a discutat cu ei multe lucruri, să-i convingă pe ucenici de realitatea faptului că el a înviat și este viu. A doua dificultate venea din înțelegerea acestei lucrări. Pentru că dați-mi voie să întăresc acest lucru în final. Învierea Domnului Iisus este izvorul unor mari binecuvântări pentru noi. Și aș îndrăzni să spun că ucenicii Domnului Iisus n-au înțeles de la început pe deplin ce înseamnă
învierea Domnului Iisus. Ce binecuvântări aduce ea! De lucrarea aceasta avea să se ocupe Duhul Sfânt, să le deschidă mintea, să le deschidă inima, să înțeleagă, să priceapă, și lucrarea aceasta o face Duhul Sfânt și cu noi. Ne ajută să înțelegem nu doar realitatea, să credem nu doar realitatea învierii, ci să înțelegem și semnificația și importanța pentru noi. În concluzie, zic și eu ce a spus Domnul Iisus. Bucurați-vă, avem un Mântuitor viu. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Nu-mi propusesem să trec peste ora 12, dar nu cred că v-ați supărat pe mine dacă totuși am trecut cu un pic. Am să vă invit acum pe toți cei prezenți să vă ridicați împreună cu mine în picioare și părtășim din dimineața aceasta părtășire de sărbătoare frumoasă, împodobită cu atâtea cântări și poezii. Aș vrea să încheiem cu o rugăciune de mulțumire în care să-i mulțumim Tatălui Ceresc pentru faptul că L-a înviat pe Hristos din morți. Și aș vrea să adaug, să știți, asta este o dovadă a faptului că jertfa Lui a fost primită și că noi suntem iertați. Binecuvântat să fie Domnul! Ne rugăm împreună!